Pentru 2000 de lei, doi tineri din localitatea Tâmna și-au petrecut noaptea în arest după ce ar fi furat din locuința unei femei tot ce au găsit mai valoros. Astăzi, instanța de judecată stabilește dacă aceștia mai rămân sau nu după gratii. Doi tineri de 19, respectiv 27 de ani, au fost reținuți de către polițiștii din cadrul poliției orașului Strehaia. Aceștia au spart locuința unei femei și ar fi furat tot ce au găsit mai valoros, în valoare de 2000 de lei. Furtul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în comuna Tâmna. Data de 29-10-2020, lucrători din cadrul poliției orașului Strehaia, în urma activităților specifice efectuate pe raza de competență, au identificat două persoane de sex masculin de pe raza comunei Tâmna, care în noaptea de 23-24-10-2020 au pătruns prin infracție locuința unei persoane vătămate din comuna Tâmna, de unde au sustras mai multe bunuri în valoare de 2000 de lei, bunuri care au fost recuperate și restituite părții vătămate. Față de cele două persoane s-au luat măsuri reținerii pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, acestea fiind încarcerate în centrul de arest preventiv al IPJ Mehedinți, urmând ca în data de 30-10-2020 să fie înaintate parchetului de pe lângă judecătoria Strehaia cu propunere de luare unei măsuri preventive. În urma investigațiilor, cei doi tineri au fost depistați de către polițiști în decursul zilei de ieri. Prejudiciul în valoare de 2000 de lei a fost recuperat în totalitate. Pentru câțiva lei, cei doi tineri și-au petrecut noaptea în arest, urmând ca astăzi instanța de judecată să stabilească dacă aceștia mai rămân sau nu după gratii.